Bună, eu sunt Oana Maria Bărbuceanu, medic stomatolog și astăzi o să discutăm despre igiena orală a celor ce poartă aparat dentar. Întâi să vorbim despre provocările pe care le întâmpin. Periuța de dinți nu are dimensiunea corectă, este incomod de folosit datorită formei, rămân urme indiferent de cât de multe periez, ajungi de multe ori la sângerări gingivale pentru că insiști prea mult fără a reuși să elimini resturile alimentare din jurul brecheților. Cel mai comod pentru tine poate părea să folosești o periuță manuală, dar de cele mai multe ori nu este suficient. Trebuie să folosești mijloace suplimentare de periaj după fiecare masă și astfel ajungi să stai în fața oglinzii după fiecare masă cel puțin 15 minute. Și parcă îți vine să nu te mai speli pe dinți. Știu toate acestea, dar trebuie mereu să-ți amintești de ce ai ales să-ți pui aparat dentar, ca să obții zâmbetul mult dorit și o sănătate orală bună. O mușcătură corectă înseamnă o reducere semnificativă a predispoziției la carii și a multor altor probleme. Procesul poate fi, însă, eficientizat. Trebuie doar să alegi capătul potrivit al periuței tale electrice și, complementar, să folosești un duș bucal. Alege o periuță ce permite folosirea unui capăt special conceput pentru igiena interdentară. De obicei este rotund sau conic și permite o curățare optimă, ca aceasta. Datorită formei atipice, vei putea acționa în orice punct, îndepărtând rapid resturile de mâncare. Iar dușul bucal complementează foarte bine periuța de dinți, îndepărtează inclusiv bacteriile din pungile parodontale, folosit, bineînțeles, corespunzător. Jetul de apă va putea curăța zone inaccesibile periajului. Este mai facil de folosit decât ața dentară și mai puțin stresant. Îți mulțumesc frumos că te-ai uitat la clipul meu și te aștept să te abonezi.